Bun găsit, dragii mei! Știu că e plin Facebook-ul de haideți să ajutăm tot felul de cazuri impresionante, dar știu de asemenea că foarte mulți dintre noi ne amintim de copii abandonați, de bătrâni și de oamenii nevoiași, în general de Paști și de Crăciun, în doar două perioade ale anului, în care, într-adevăr, ne îndreptăm atenția către ei și le ducem haine, mai donăm bani și așa mai departe. Din păcate însă, aceștia au nevoie nu doar de haine și de bani, de lucruri materiale, ci au nevoie mai cu seamă de atenție și de afecțiune. Nu se poate compara, într-adevăr, un om care ajunge din când în când printr-un centru de deplasament și vorbește cu copiii sau un voluntar cu un părinte adevărat, dar măcar atât putem face și vă recomand, am fost de curând într-un centru de plasament al unei fundații, să spunem, poate că nu se numește chiar un centru de plasament, dar erau câteva zeci de copii abandonați acolo sau copii care veneau din familii nevoiașe, un centru care accepta și tinerii chiar de până la 25-26 de ani, îi ajuta să se integreze în societate și de asemenea le oferau programe, se ocupau și de educația lor, îi trimiteau la școli de meserii în funcție de preferințele fiecăruia și de talentul pe care îl are fiecare. Erau și copii destul de mici care erau frumos îmbrăcați, care vorbeau frumos, erau extrem de educați și salutau pe toată lumea. Ba chiar te trezeai din spate că venea cineva, bună ziua, să rumâna, pur și simplu așa, ca să ți arate respectul pe care ți-l poartă și atenția pe care ți-o arată și de care au nevoie. Au nevoie de multă atenție, de multă afecțiune. Voluntari din absolut orice domenii sunt așteptați și în centrele de plasament, desigur, oameni cu bune intenții, pentru că mare atenție, ei sunt bine verificați înainte de a intra în contact cu astfel de copii și au nevoie de noi. Foarte simplu, dacă ai un pic de timp la dispoziție și vrei să faci un bine, te simți extraordinar la sfârșitul unei astfel de zile. Vă pup, dragii mei, dragile mele, ne revedem mâine dimineață, zi minunată, să aveți un like și un subscribe canalului meu de YouTube.